Este, este, scuzați, vă rog, este, vă rog. Este, este absolut uh, uh, de înțeles că uh, nu se iese cu uh, o dată exactă, cu uh, o prezentare a planului. Cu certitudine uh, vor avea uh, loc acțiuni care să uh, contrabalanceze, Pentru că sunt uh, foarte multe dezbateri. Discuții conform cărora, prin toate măsurile și toate angajamentele diplomatice și chiar de deplasare a unor forțe militare în zonă, nu s-a reușit descurajarea acțiunii mm -hmm. Iranului. Și atunci, după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat azi noapte, cu certitudine există un uh, uh, mecanism care se va uh, afla continu în funcțiune și va genera decizia și răspunsul la momentul potrivit. Domnule președinte, îngrijorarea e mare și în ceea ce privește situația din regiune, pentru că sunt tot mai multe analize care anticipează un posibil atac al lui Putin asupra unei țări NATO. Cum e văzută România în momentul acesta pe lanțul stabilității din regiune? Acum trebuie să vedem ansamblu și uh, cred că odată am mai vorbit despre uh, acest aspect. Uh, Ucraina rezistă pentru că este sprijinită. Iar noi ne bucurăm de această stare de... Uh, uh, pace și de liniște cu ghilimelele de rigoare pentru că Ucraina își apără teritoriu prin menținerea liniei frontului de peste 2 ani de zile în acea zonă de est a Ucrainei. Dincolo de faptul că își apără țara, reprezintă și un aliniament de protecție pentru noi toți ceilalți. Gândiți-vă cum s-ar schimba situația în momentul în care uh, linia frontului uh, ar, fi, uh, ar fi ruptă și uh, din momentul acela uh, ne trezim cu înaintare a uh, forțelor militare ruse către vest și uh, toate consecințele, întreg uh, caruselul acesta, al uh, efectelor de care trebuie să ne îngrijim altfel decât atunci când avem aliniamentul de contact la câteva sute de kilometri uh, distanță, distanță de noi. Asta, pe de o parte. În momentul în care se întâmplă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, Uh, chestiunea aceasta vine oarecum și favorizează uh, 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 acțiunile Rusiei, pentru că uh, este clar că va fi nevoie de sprijin. Uh, am văzut că uh, în coaliția de aseară uh, au participat Statele Unite, Marea Britanie, Franța. Sunt uh, trei țări uh, puternice, dezvoltate, care au o contribuție a sprijinului de război uh, pentru Ucraina substanțială. Și, în momentul în care avem o diviziune a uh, uh, sprijinului, atunci uh, vă dați seama că uh, vom avea. Uh, o diminuare a capacității de, de ajutor pe care Ucraina o primește ca atare. Trebuie să vedem întreg ansamblu, nu vorbim doar de un moment și de un loc, vorbim de uh, o uh, poză mare pe care trebuie să o analizăm din... Toate perspectivele din toate unghiurile, iar vectorii care uh, pot să determine uh, uh, modificarea uh, acestui uh, status quo sunt uh, multipli și ei trebuie să fie uh, gestionați și folosiți cu foarte multă înțelepciune. Trebuie să vedem ce se întâmplă dacă. Pentru România, veștile din Orientul Apropiat sunt proaste. Sunt, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu, chiar dacă este dincolo de da. uh, Balcani și Marea Mediterană, distanța este mică. Da, uh, domnule general, uh, există uh, această temere că armata ucrainiană uh, pierde sprijin, pierde putere, în timp ce, tot așa, analizele arată că Putin își mărește armata, recrutează uh, oameni... Uh,